Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre situația care este între voi. Puteți să spuneți viitorul acestei situații, relații, eu știu ce trăiți voi cu cineva anume, pe termen scurt, evident că termenul lung nu are nimeni cum să-l știe, numai Dumnezeu. Și lucrurile se schimbă în funcție de liberul arbitru și de voința divină, care este surpriză pentru toată lumea. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Cei care ați ales numărul 1, hai să vedem. Situația dintre voi. Se pare că nu vorbiți cu valetul de spade. Multe regrete, multe lacrime și o ocazie pierdută. O ocazie. Iau două suflete perechi care probabil nu s-au n-au reușit să se manifeste încă. O dată, de două ori, de trei ori. Interesant. Energia se poate schimba oricând, roata norocului în bine, patru de bâte. Dar depinde. Depinde de voi, de ei și de Dumnezeu. Hai să vedem. La capătul setului de cărți. Deocamdată, în această situație, vă luptați. Poate și separat cu alte situații, dar și voi există o luptă, o luptă pentru putere. Poate unul este foarte egoist, celălalt este mai evoluat, mai spiritual, l-ar putea ghida pe celălalt să renunțe la ego, dar știți cum e? Dacă vrea acest leu, e o luptă. Însă, trecând peste aceste lupte, amândoi sunteți puternici. Amândoi sunteți puternici. Energia voastră, energia lor, acum în această situație, referitor la această situație, energia voastră, energia lor, ce simțiți voi pentru ei, ce simt ei pentru voi? Trecut, prezent, viitor și situația. Ce reușiți să manifestați? Deci energia voastră, uneori puteți să inversați pozițiile. Ia, vedeți cărțile? Nu. Deci mai e și aici o carte. Hai să le trag un pic mai așa. Că nu se vedeau. Da. Deci am zis, energia voastră, energia lor. Hai să vedem. Voi ați considerați, voi, unul dintre voi, voi, ei, eu știu, puteți să inversați pozițiile. Aici este unul, aici este celălalt. Energia acestei persoane, ce simte față de B și ce simte B-ul față de A. Poate să fie și invers. Deci, să zicem, energia voastră considerați că lucrurile nu mai pot, au murit. Relația e terminată. Moartea. Dar, știți bine, cei care ascultați tarot de mult timp, că este surpriza surprizilor. Este Scorpion în casa 8-a. Probabil că aveți marcaj în casa 8-a, în sinastrie, în planetele voastre natale, într-o formă sau alta, este Pluto care transformă. Oricând, interesant, 8, casa 8-a și 13, care reprezintă moartea și zodia scorpionului ca și energie, neapărat ca zodie, lucrurile se pot transforma, dar depinde de foarte multe. Energia lor, magicianul. Unul consideră că se mai poate, interesant. Unul vrea să manifeste, celălalt deocamdată se transformă. Ce simțiți voi? Dar, repet, poate să fie și invers. Ce simțiți voi pentru ei? Lumea, ați încheiat capitolul. Ce simt ei pentru voi? Wow, soarele! Vedeți că poate să fie și invers. Depinde unde ce sunteți. Aici marcaj puternic pe scorpion și semne fixe. Vărsător, scorpion, leu și taur. Dar semne fixe. Aici este Saturn, o lecție învățată. Voi considerați, cei care sunt aici se gândesc la lecție. Este o lecție dură,
care m-a transformat, este o lecție. Deci acest personaj gândește în termen de lecție. O lecție dură, dar căreia i-am pus capăt pentru că consider că am învățat-o. Ce ați învățat, voi știți. Să nu vă mai luptați, să nu încercați să transformați pe cineva atât timp cât persoana respectivă nu vrea. Să nu stați în relații karmice, să nu stați în triunghiuri amoroase. Sunt multe motive. Să nu acceptați un anumit comportament. Am văzut încă de la început un valet de spade cu sabia în jos. Cineva nu comunică. Să nu acceptați eu știu ce. Da? Persoana aceasta a învățat. Cealaltă de aici vrea să manifeste. Vrea să manifeste pentru că poate și aceasta a învățat într-un alt fel. Mercurian. Aici este învățătura saturniană, absolută și profundă și transformatoare. Aceasta este o energie mercuriană și solară. Acest personaj încă speră că poate să manipuleze situația, în varianta sa cea mai negativă ar fi manipulare, așa, pentru că sunteți tot ce și-au dorit. Variază. Depinde unde sunteți. Haideți să vedem totuși, să avem câteva, să punctăm. Ca să vă dați seama dacă aici sunteți voi sau aici altă persoană. Hai să vedem. Clarifică moartea. Da, interesant, suferință mare. Clarifică moartea. Doi de monede. Clarifică moartea. Uf! 10 de monede. Interesant și asul. 2, 10. Deci s-ar fi putut, dar a rămas în zona nemanifestată. Cineva? Deci în această situație se putea începe o nouă relație. De lungă durată. Dar cineva a jonglat între familie și altceva. Dacă voi știți că sunteți cu familia, dacă ei sunt cu familia, vedeți unde sunteți. Cineva clar aici a avut familie și a încercat să înjongleze între asul de monede, vedeți, nemanifestat în totalitate și familie. Dar mai dăm o carte. Și din acest motiv am spus, unii poate v-ați simți puși în triunghi, în triunghi amoros, iau, valetul de monede, de bâte, atracție sexuală a fost între voi. Dar v-ați simțit jonglați. Și aici apare magicianul. Din ce motive? Simțiți că, deși a fost atracție sexuală foarte puternică, ați avut de-a face cu un personaj imatur. Ia uite, valetul de spade. Personajul acesta, magicianul, clarifică magicianul. Magicianul, marcaș puternic pe gemeni. Ascendent, lună, Venus. Nu muzai, ia uite-le ce au venit. Doi de cupe. Și a picat aici, ați văzut? Aici a picat. Față de acest personaj, acest magician simte că acest personaj este sufletul său pereche. Dar, ia uite, asul de cupe. Simte dragoste, de-aia soarele, de-aia nu întâmplător a venit soarele. Simte dragoste, simte pasiune. Dar posibil să fie o distanță între voi trei de bâte. Să trebuiască să așteptați și poate că voi v-ați săturat să așteptați pentru că acest personaj, da? Iar pe lângă faptul că e o familie, că e un soi de atracție, dar și imaturitate, posibil să mai fie și un drum care a adăugat la toată această alba neagră. Manifestăm, nu manifestăm, facem ceva sau nu facem. Și voi nu vreți așa ceva. Și totuși, acest personaj vă iubește. E atras de voi. E chiar obsedat. Dacă e bărbat, e obsedat. Pentru că aici apare soarele. Se simte atras. Na, se simte că puteți să fiți, iaute, nu doar. Vedeți? Nu doar dragoste. Nu doar conexiune sufletească, înțelegere.
ci și faptul că puteți să stați în fața lor cu îndrăzneală, cu pasiune și să nu vă lăsați intimidați de ei. Și asta probabil că atrage. Ei se simt foarte... Se gândesc tot timpul la voi. Ar vrea să manifeste ceva. Ca vorbind de magician, ar vrea să manifeste, dar încă mai așteaptă. De ce? Așteaptă, nu știu, poate știți, poate nu știți. Vedem. Și pentru că magicianul înseamnă și comunicare, acest personaj își dorește să comunice. Acesta a comunicat și nu mai vrea să mai comunice. Deci, în fine. Hai să vedem în trecut ce a fost. A, ați stat pe loc. Ați stat pe loc. Din ce motive? E o căsătorie pentru unii sau familia. Dacă nu e căsătorie, familia, educația, poate și finanțele, poate și un job important pentru cineva. Dar asta nu înseamnă că nu vă iubește, asta nu înseamnă că nu e atras de voi. Clar este. Și vrea să manifeste cu doi de cupe, ar putea să fie și o împăcare. Pentru că simte dragoste, simte atracție. Hai să vedem de ce acest personaj simte față de magician lumea. Clarificăm lumea, adică mai dăm ceva pe lumea aceasta. Și lumea semnifică distanța. Ce a zis? Bă. După ce că sunt probleme care mai sunt, mai este și distanță, parcă e prea mult, prea multe. Dar eu cred că este chestiune și de lecție. Ia uite, judecata și nouă de putem. Personajul acesta a încercat să renască la un moment dat, să renască, să împace situația la un moment dat, să reziste în relație. Dar probabil că a fost prea mult de fiecare dată. Judecata este dorința de a împăca, de a drege lucrurile. De fiecare dată s-a întâlnit cu blocaje. Din ce motive? Nu știu. Și mai, dacă de fiecare dată încerc să rezolv problema și nu iese, trebuie să pun în capăt, n-are rost, adică nu e, înseamnă că nu e momentul. Da. Înseamnă că visez eu, că ai vers pe pereți. Ia să mă gândesc eu la alte opțiuni decât să fiu o opțiune în viața acestui personaj magicianul, care are relații, are familie, poate chiar e căsătorit și n-are timp, sau căsătorită și n-are timp pentru mine, nu? Am riscat prea mult. Ia să schimbă energia, că am destule opțiuni decât să stau blocat în această dorință de a tot împăca. Vine soarele. Uf! Trei de monede. Acest personaj vrea... Iar apare lupta. Personajul de aici, dacă sunteți voi sau cealaltă persoană, voi știți. Dar trebuie să intuiți, da? Acest personaj vrea să comunice, vrea să colaboreze. Dar, ia uite, sunt multe decepții, da? Știe că a refuzat, am vorbit de 4 de cupe chiar de la început. A refuzat oferta și a adus suferința. A refuzat, va refuza cândva și a adus suferința. Deci cine a refuzat, voi știți, dacă voi ați refuzat, sunteți aici. Dacă ei au refuzat, sunt aici. Dar cine a refuzat? A pierdut ocazia, a creat durere, decepție și acum, soarele înseamnă și trezire. Acum își dă seama că vrea să colaboreze. Dar iar avem multe 3, multe triunghiuri, da? 3 de monede, 3 de spade, 3 de bute. Asta e. 3. Lupte interioare, lupte pentru putere, lupte poate și cu alte influențe. În prezent, diavolul! Da, s-a creat toxicitate. Pentru că unul vrea, altul nu mai vrea. Una la mână. Și cel care vrea e deja obsedat. Am văzut 8 de spade, deja obsedat. Nu vreau să se termine. Ceva de genul, nu, eu nu vreau să se termine acum. Celălalt ce nu, am pus capăt. Nu, eu nu vreau să se termine acum. Nu, am încheiat capitolul. Nu, continuăm capitolul, continuăm cartea, mai facem încă, da? O serie.
Clarificăm diavolul în prezent. Pasiune este. Ia uite, asul de monede. Unul dintre voi își dorește să o ia de la... să se împace. Cred că acest personaj își dorește. Pentru că voi ați încercat. Judecata a venit, da? Aici. Ați încercat cândva. Și a zis, măi, nu se poate. De fiecare dată încerc, nu merge. Asta e. Și acum? Probabil că e rândul celuilalt să încerce. Dacă vreți voi să mai primiți, evident. Asul de monede. Pentru că, da, cu soarele, cu doi de cupe, cu asul de cupe pe acest magician și cu regele de băte, văzându-o și gândindu-se la regina de băte, sunteți tot ce și-au dorit acești oameni. În viitor, șase de monede. Să vedem dacă e reciprocitate. Ar fi bine să fie reciprocitate. Hai să vedem. Șase de monede în viitor. Clarificăm șase de monede în viitor. 9 de cupe. Se dorește împăcarea, clar. Mai dăm pe 6 de monede. Mi s-a părut ea. Temperanța. Iar împăcare. Cu temperanța și cu 6 de... Oh. Da, cineva este obsedat să se împace. Este obsedat să se împace, dar apare diavolul și în prezent și în viitor. Mare, mare grijă. Mare grijă. Pentru că diavolul poate să fie, iar cineva într-o relație karmică care își dorește relație cu voi, pentru că, na, în fine, vă dorește, vă simte, vă, eu știu, sunteți tot ce și-au dorit, dar încă nu este, cărțile nu arată că ar face ceva să se elibereze de relația karmică. Și dacă personajul care vrea să vină, știți voi despre cine vorbesc, am vorbit până acum, da? Personajul care este obsedat să manifeste o nouă etapă cu voi, să se împace cu voi, dacă nu vine în echilibru, nu este primit. De-aia apare și șapte de băte și diavolul. Voi vreți o relație echilibrată, sacră, aș spune, înaltă, de vibrație înaltă, în care se manifestă reciprocitate, dar dacă acest personaj vine cu, eu știu, cu bagajele din trecut, pe care le are și acum, sau cu tendințe de gelozie, cu tendințe de posesivitate și nedezlegat de relațiile anterioare, mare atenție și cu chestia asta, nedezlegat de relațiile anterioare, am senzația că voi veți încerca să blocați această reîntoarcere. Stai, ce film mi-aduc aminte, îmi vine acum... Nu știu titlul. Oricum. Cum era, domnule? Da, o să încerc să-mi aduc aminte filmul și să-l pun în notificări eventual. Situația pe care o manifestați, temperanța, asta e bine. Și unul și altul încerca să vă temperați. Probabil că și ei încearcă, își cunosc natura pasională, adictivă, toxică și o cunosc. Asta nu înseamnă că dacă nu și-o cunosc și încearcă să o tempereze, încearcă să o tempereze, dar nu pare că încearcă să o vindece. E o diferență. E mai degrabă abținere, rezistență, dar nu vindecare. Înțelegeți nuanța? Niște scuze ar trebui spuse, niște scuze. Cineva trebuie să rostească niște scuze. Dar, vedeți, rămân în zona nemanifestată. Și aici este marea problema cuiva. E ușor să vii, să
tot încerci să manifesti, eu știu ce, așa zis, a ta dragoste și pasiune, dacă tu nu-și ceri scuze, cine? Cineva trebuie să-și ceară scuze. Cel care a refuzat eventual, cel care a produs această suferință. Da, e o trezire, într-adevăr. Clarificăm temperanța. Voi vă vindecați prin această transformare și ar trebui să se vindece prin dragostea pe care o simt față de voi. Dar. Eu știu. Temperanța. Clarificăm temperanța. Clarificăm temperanța. Da, uite, sunt lacrimi, sunt decepții. Se dorește comunicarea. Comunicarea care va echilibra situația. Dar tare mi-e teamă că dacă la un moment dat se va echilibra, în timp se va dezechilibra, iar dacă personajul care are această tendință adictivă, posesivă, regele de bâte este foarte gelos, da? Mai ales când iubește. Ce al meu, al meu, nu contează că mai e căsătorit, căsătorită nu contează. La un moment dat va fi comunicare, se va dori reaprinderea pasiunii dintre voi. Pentru că încă e super, super pasiunea, e obsesie. Și după cum îl văd pe acest personaj, ia uitați cum se uită, da? Ia uitați cum se uită. Nu spune, dar ce gândește și ce simte. Văleu, văleu. Da, cam asta e situația, cam astea sunt mesajele, deocamdată, pentru o perioadă de timp, n-am stabilit-o, cam 3-6 luni de zile, cam asta e, 6 de monede de iar, apare, da, dorința de control, căsătoria, căsătoritul, eventual, dacă nu e căsătorit, este autoritar. Energie masculină foarte autoritară. Fetelor, doamnelor. Ce să zic? No comment. Un personaj extrem de tradițional, de încăpățânat. Vrea să fie cum vrea el, cum vrea mușchii lui. Nu mai vreți voi? Nu, pisi. Zici tu că nu vrei, că eu vreau. Dar ideea este, aici este marea problemă. Că apare și căsătoria, despre care am zis și poate unii m-ați crezut. Sau educația, dacă nu-i căsătoria, educația. Sunt tradițiile în care a fost educat. Dar, totuși, pentru cei care știu că există o căsătorie aici, la mijloc, în continuare, personajul e dispus să-și facă eventual mai mult timp pentru voi decât și-a făcut până acum, dar nu arată că ar vrea să renunțe la, eu știu, viața aceea tradițională, la contracte de sensul de, eu știu, semnăturile acestea, lanțurile acestea. Da? Nașpa. O fi dragoste, dar degeaba. Nu știu, din punctul meu de vedere, degeaba. Ai doi de cupe, asul de cupe. Degeaba vrei să manifesti. Dacă manifesti așa toxic. Unul dintre voi, cel care se transformă și vrea să încheie capitolul. Vrea să renască, da? A încercat de mai multe ori aceasta să resusciteze această relație, acum vrea să renască la nivel personal. Eventual, voi vreți să vă iubiți pe voi, să vă vindecați și celălalt nu vrea să se lupte pentru această relație cu tot din adinsul, dar și voi. Nu știu, cine vrea să crească în vibrație nu va permite această situație așa. Probabil că sunt visurile lor. Ia de curiozitate, mai dăm pe diavol acum încă o carte. Mai dăm o carte pe diavol în prezent. Încă o carte.
mare grijă ca personajul care este extrem de obsedat de voi să nu folosească și tehnici nesănătoase. 6 de cupe, valetul de cupe și turnul. Ia uite că vorbeam de valetul de cupe. Ar putea totuși să vină cu ceva scuze ca să se împace într-un mod neașteptat. Și nu doar cu... E conștient că prost nu e, na? Am văzut împăratul, magicianul, diavolul, regele de... Că nu era rege, era și marele preot, da? Sigur nu e prost acest personaj. Bine, până la urmă nu e bine. E fain să te îndrăgostești de oameni inteligenți, dar să-și direcționeze inteligența în sus, nu în jos. Va face și o ofertă. Acest as de monede va veni și cu o ofertă practică, nu doar cu... Mă, uite, simt, 2 de cupe, 6 de cupe, vreau să ne împăcăm, îmi pare rău că am fost măgăruși. Nu știu, zic și eu glumesc, dar poate că a fost mai mare decât uși. Însă, într-un mod neașteptat, va veni. Și iar, nu, vai, fac, pot să zic fac? Uite, 7 de spade și valetul de monede. Valetul de monede și asul de monede. Poate că vine cu niște flori, cu niște ciocolățele să vă promită că, uite, putem să începem o nouă relație, la la la. Dar sunt strategii. Bă, mai bine nu clarificam. Ce nu-mi place. Ia uite, 5 de spade. Jocuri. Jocuri mentale. Bă, da. De la înger un mesaj. Ah. Mai bine nu clarificam deja, adică oricum apăruse diavolul și în prezent și în viitor, da? Și se confirmă, da? Că vine cu strategii. Își cere scuze doar ca să se împace și să vă aibă. Doar ca să vă aibă, nu că i-ar păsa într-adevăr sau să i-ar părea rău. Poate că îi pare rău. Poate că lipsa voastră se simte, nu? Dar își dă seama că e îndrăgostită de voi. Dar prea multe strategii. Ups, hai că a zburat cât colo. De o legătură spirituală, dar mare grijă. Mare grijă. Că acest personaj încă nu s-a vindecat, încă nu vrea să... Nu prea are treabă cu spiritualitatea. 2 și cu 7. 9. Probabil că e și distanță. Energia feminină. Îl ridică energia feminină. Am zis numai să ai femeia, dar energia feminină. Da? De-aia se creează obsesia. Acest personaj nu este suficient de evoluat spiritual să înțeleagă că aceasta este o dragoste unică, nu e doar pasiune. Confundă dragostea și atracția spirituală cu pasiunea. Și din cauza asta se manifestă diavolul de două ori și nu doar. Da? Magician, obsesia. Kundalini rămâne în primele două ceacre, nu crește, nu se ridică. Da. Legătură spirituală este. So what? Dacă acest personaj totuși vine cu energie toxică. Da. Cam asta este deocamdată o perioadă. Știu ce o mai fi după aceea. Uneori nu-mi place să clarific, dar a teorie bine să mai știm. Da, drăguții mei, abonați, ascultători, viitori abonați. Asta e situația. Sper că v-a plăcut în principiu sau ați înțeles ce trebuia să înțelegeți. Și vă doresc numai bine. Vă pup, pa, pa! Așadar, cei care ați ales aceste de cărți, situația dintre voi. Secrets, mister. Am văzut și asul de cupe. Stres. Cineva nu vă arată că e foarte stresat. Foarte stresat de situația care e între voi. Își face griji. Nu doarme noaptea, eventual. Hai să vedem. Numărul 2. Situația dintre voi. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Împărăteasa. Energia feminină e la vibrații înalte. Dragoste. Se dorește creștere. Abundență.
Hai să vedem. Aici sunteți voi. Aici sunt ei. Da? Puteți să inversați locurile. Energia voastră în această situație, energia lor. Ce simt ei pentru voi, ce simțiți voi pentru ei, da? Dar, repet, puteți să inversați, o să clarific ca să vă dați seama. Trecut, prezent, viitor. Și ce reușiți? Deocamdată îți faceți. Regele de monede, băi, dar ce bogătaș, dar ce domn bine făcut și bine îmbrăcat, un personaj... Venea să zic cu fițe, bine îmbrăcat, care probabil vrea să exprime emoții, dar se stresează la maxim pentru că trebuie să-și facă niște planuri. Cum să vină și să exprime emoții, să exprime stabilitate, maturitate, aș spune, stabilitate într-o anumită formă, pentru că are foarte multă pasiune, dar... Nu prea obișnuit să exprime emoțiile și stabilitatea, mai degrabă pasiunea. Bre, asta e. Când ai șemineu, te concentrezi pe pasiune mai mult decât pe emoții. Energia voastră, justice, justiția. Energia lor, 4 de cupe. Hai să mai vedem ce ar mai putea să fie. Energia voastră. Aici vă place să zic Taur, Fecioară sau Capricorn. Am uitat să zic la numărul 1 zodiile, pentru că nu-mi place să zic, dar avem și semne de apă și de pământ și balanță. Dar nu obligatoriu. Justiția. O să clarific ce e justiția. Voi vreți dreptate. Voi vreți echilibru. Celălalt personaj este supărat. Supărat pe voi? Supărat pe viață? Ce are bre? E supărat. Decepționat, deprimat. Ce simțiți voi față de ei? Regina de spade. Ar trebui comunicat adevărul. Ar trebui discutată situația. Elegant. În acest set de cărți, regina de spade este superbă. Elegant ar trebui discutat adevărul. Ce simt ei față de voi? Judecata. Își dau seama că au pierdut o ocazie cu voi și ar dori să o renască. Eventual, dar probabil că n-au curajul. E o chestiune care ține de bani, probabil relația dintre voi, afectează foarte mult finanțele unuia dintre voi. Aici este mai multă energie feminină, văd. Aici este mai multă energie masculină. E foarte interesant. De obicei, regina de spade vorbește. În aceste de cărți pare dispusă să asculte și acest trombon asta îmi transmite, că acest personaj își dorește să transmită ceva, ori prin muzică, ori printr-o anumită formă, nu știu, de exprimare. Își dorește să vorbească și să fie ascultat, să vorbească și să fie ascultat. Și voi asta vreți, hai să rezolvăm situația, hai să clarificăm. Că sunt niște lucruri neclarificate, sunt niște lucruri dezechilibrate în relația dintre voi. Hai să vedem. În continuare, să și clarificăm. Ia să curăț cărțile. Sunt clarificatorii pentru numărul 1. Patru de cupe. A fost un refuz cândva. Cine o fi refuzat? Voi, ei? Adică s-a pierdut ocazia. Justiția. Hai să clarificăm justiția. Voi stați și cântăriți.
cine aici stă și cântărește. Își cântărește și cuvintele și eventual își controlează și gândurile. Avem aici rotiță, rotiță, vă controlați gândurile față de această situație, pentru că unele știți că orice gândim ne influențează emoțiile și emoțiile se manifestă în fizic și uite așa manifestăm, eu știu. Și am senzația că unii știți lucrurile astea și vreți să nu afectați situația, cât ar fi ea de critică, cu gânduri și emoții negative. E un soi de înțelepciune, aș spune. Hai să vedem. Justiția. Justiție. Clarificăm justiția pentru numărul 2. Marea preoteasă? N-am văzut-o și mai devreme? Wow! Interesant, la capătul setului de cărți aveți cărți foarte pozitive, Soarele și 3 de cupe și Valetul de bâte. Știți că se va manifesta la un moment dat, se vor manifesta niște momente frumoase. 3 de cupe și Soarele și Valetul de bâte. Vor fi momente frumoase la un moment dat. Poate că au fost cândva, dar intuiția voastră vă spune că se va rezolva karmic, se vor echilibra lucrurile. Se va întoarce karma și pentru voi și pentru ei, într-o formă sau alta, dacă au apărut, eu știu ce interferențe, ce alte chestii. Mai dăm. Când o să vorbesc despre cele două cărți odată? Îmi trebuie măcar o jumătate de oră să vorbesc despre ele, că sunt superbe. Clarificăm justiția pentru numărul 1. Acum avem pești balanță. Pești drag, scorpion sau balanță. Poate să fie cu spida, eventual, dintre scorpion și balanță. 10 de bute. Secretele care au fost în această relație v-au consumat, dar intuiția vă spune că se va rezolva din punct de vedere karmic. Uite, v-ați simțit trădați, ați stat pe loc. O carte. 4 de cupe extraordinar și avem 4 de cupe aici. Da. A fost o ocazie pierdută. Din cauza unor secrete. Poate prieten, poate alte părți. 3, 4, 5, eu știu cât or fi. Și asta v-a consumat. Poate chiar o căsătorie pentru unii 10 de bâte sau un job, un contract la locul de muncă. Poate și asta. Să fie parte din secrete. Dar cred că au fost mai multe. Asta v-a adus lacrimi. Energia lor, 4 de cupe. Energia lor. Wow, steaua. Patru de cupe. Wow, roata norocului. Patru de cupe. Acești oameni se vindecă. Wow, da, se vindecă și vor să meargă mai departe. Nu știu exact dacă cu voi sau fără voi. Aici apare o judecată. Ar putea să fie, să-și dorească să se schimbe energia, să vină înspre voi și să rănească ceva, posibil și asta. Iar toate cele trei cărți îmi sugerează distanță între voi, călătorie, o misiune de îndeplinit despre care poate nu știți. Să iar distanță foarte mare. E o energie de neatinsă aproape steaua. Dar interesant, faetonul merge către stea. Acești oameni încă speră
Vedem, hai să vedem în trecut. 10 de monede. A fost o căsătorie undeva în trecut, în prezent. Sau jobul, sau familia, 10 de monede, familia, da? Niște chestiuni care țin de bani, de tradiție. În prezent, regele de cupe, dragoste este profundă. Ce aud? Aud, dragostea mea este ca un ocean de adâncă, de profundă. Dar puțin văd. Posibil, după cum îmi apar cărțile, să fie în discuție în viața cuiva niște chestiuni care țin de tribunal, de notariat, de... poate să fie și divorț, dar dacă nu e obligatoriu să fie divorț, poate să fie, să fie partajări, eu știu, moșteniri, înțelegeți? Pentru că avem 10 de monede, avem justiția, avem, avem. Iar chestiuni care țin de educat, nu de educație, în special de familie, de bani, de contracte. Și asta implică și căsătorie. Eventual nu pentru toată lumea. Hai să vedem totuși energia voastră. Regina de spade. Da, vedeți aici la regele de cupe. Nu, îl clarific mai încolo. Se dorește o nouă etapă. Dar. Regele de cupe. Ia dăm pe judecată. Clarificăm judecata. Uf. Spânzuratul. Asul de spade. Ar fi o nouă perspectivă despre un adevăr. O revelație ar putea să fie. Pe judecată. Poate să aibă un vis revelator despre voi, despre situația dintre voi. Uf. Asul de spade l-am văzut mai devreme, acum am venit invers. Dar nu este spus. E Mercur retrograd, poate într-o perioadă de tăcere, poate au fost tăceri, poate au fost lucruri nespuse, dar simțite sau visate. Ar merge chiar acum să spună. Dar ceva ține pe loc acest personaj. Ar merge chiar acum. Are ceva de vindecat. Poate are de vindecat o adicție care ține de băutură. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Da? Sau o chestiune care ține de depresie. Tendința de a se simți foarte rănit la primul refuz, la orice refuz. Nu știu, e o chestiune. Vindecare, da? Dar ești... sunt multe cărți care îmi arată distanță. Distanță mare. Mai dăm o carte pe judecată. Poate că nu-și găsește, nu-și găsește cuvintele, dar vrea să vină asul de spade și să... ce a zis mă asul de spade? Șase de monede. Se gândește asul de spade, se gândește. Cearcă să găsească noi soluții, noi perspective, cum să iasă din stagnare și să vină înspre voi, iar călătorie înspre voi să renască. Să aveți o victorie. În ce sens? În multe sensuri. O împăcare, o prietenie, o colaborare. Dacă nu se poate, uite, vedeți, luptă. Dacă nu se poate, eu știu ce. Clarificăm și regina de spade. Dar citesc acum pentru multe persoane, să vă rog frumos să vă selectați și pozițiile, dacă sunteți voi aici sau aici, da? Și mesajele. Nu e etalare personală, nu confundați etalările generale cu etalările personale. Regina de spade, ce simțiți voi? Uf! Nouă de monede și îndrăgostiții. Preîmpărăteasa și alegerile. În primul și în primul rând, voi știți
Unul dintre voi e independent, celălalt nu e chiar atât de independent. Depinde de familie într-un fel sau altul. Și trebuie să aleagă. Înțelept. Și pentru a putea alege corect, aceste discuții între voi ar fi fost, eu știu, foarte binevenite din punctul vostru de vedere. Mai dăm o carte. Interesant, poate aici, cine este aici are aspecte în zodia Balanței. Cine e aici? Pe partea aceasta. Și pe partea aceasta aspecte în zodie, în mod special Scorpion, Pești, Rac. Scorpion, Rac, da, Pești, Rac. Da? Aici o parte, aici o parte. Am spus, unul este căsătorit, celălalt este liber. Dacă nu e căsătorit, are probleme cu familia, responsabilități în casă. Sau un anumit job. Ia uite, decepții în timp ce vorbesc. Hai, dăm o carte pe această regină de spade. Oh, valetul de cupe. Iar. Trebuie exprimate emoțiile, sentimentele. Da. Voi vă doriți această discuție, dar rămâne de văzut dacă ar fi să vă întâlniți. Ați discuta? Sau așteptați să auziți din partea lor ceva? Că am vorbit de auzit mai mult decât de vorbă aici. Eu zic că într-o relație echilibrată trebuie spuse din ambele părți și gândurile și emoțiile. Din punctul meu de vedere, așa consider o relație echilibrată. În fine, în prezent, regele de cupe. Ia uite, blocaje, amânări. Ia zi, ne-am dat și pe 10 de monede. Of, 10 de monede. Da, cineva trebuie să aleagă. Între familie, job, bani, eventual moșteniri și transformarea. Aceasta care vine cu această poveste. Da, sunt trădări, măi. Uf! În trecut, unul dintre voi a trecut prin niște trădări foarte mari. Nu știu dacă are legătură cu acest personaj sau cu alt personaj, dar cine se știe că s-a simțit trădat? Dăm pe regele de cupe încă o clarificare, două. Clarificăm regele de cupe în prezent. Doi de monede. Sunteți așa. Încă o carte. Regele de cupe, clarificăm regele de cupe în prezent. Emoțiile oscilează, a cu jos, a cu sus, ca și nevoile fizice. Iar apare regele de monede. Wow, ce e aici? Regina de spade încă o dată, împăratul, uf, marele preot și... Bai, aici și mai și. Și mai și, mai rău decât la numărul 1, am senzația. Aici este și mai și. Regina de spade. Aici este un personaj, sau mai bine zis, posibil să fie totuși triunghi amoros, dar ea are figuri foarte tradiționale și regina de spade unor poate să fie tradițională, dar ar putea să fie în acest context discuții care țin de separări, de moșteniri, de bani. Deci, regele de cupe reprezintă dragoste profundă, care este afectată de niște relații karmice. Emoțiile acestei
iubiri, eu știu, pe care, eu știu, voi o simțiți sau ei sau unul dintre voi. Unul dintre voi are această putere de a iubi foarte intensă, dar este influențată de personaje foarte autoritare, tradiționale. Câteva figuri masculine și o figură feminină, eventual cu o figură feminină distorsionată, aș spune. Știți genul acela de femei super autoritare care se comportă ca bărbații? Nu știu pentru cine citesc, dar aici este... Varianta bună a acestor cărți ar fi, deși mă cam îndoiesc, pentru că am văzut de la început karma, justiția, regina de spade, judecata și cineva foarte supărat care vrea să se vindece și să-și vadă de drumul său. Eu am senzația că cineva de aici, în această poveste, vrea să se separe de o căsătorie, de o familie, ca să-și vadă de drumul său, de independența sa, eventual, în această independență, așa, deja întâlnit un personaj de care s-a îndrăgostit. Deja este o dragoste în secret. Sau, dacă nu e în secret, e pe cale să apară într-un mod subtil. Cavalerul de monede. S-a oprit la judecată. Cavalerul de monede în viitor. Lucrurile se dezvoltă greu. Ia să vedem. Dar acesta merge mai degrabă în spate decât în față. Clarificăm cavalerul de monede. Ar putea să fie dorința cuiva de a se... Că am văzut nouă de monede. De a fi pe cont propriu. Și e conștient că îi va lua ceva timp dacă se separă de familie sau de vreo căsătorie sau de eu știu ce contracte ca să fie independentă de șapte de spade. Îi ia ceva timp. Ia, mai dăm. Ce carte a venit. Regina de monede. E o soție aici sau o mamă care blochează. Sau un personaj foarte materialist, o energie feminină foarte materialistă, care se gândește doar la bani? Da? Strategii, eventual, mentale și îngreunează dezvoltarea situației. Eu știu pentru cine e mesajul ăsta. Băi, ce talare! 10 de bâte, apasă, uitați, de aici, de la început, pe această balanță, apasă, balanță. Pe cântarul ăsta apasă multe lucruri. Apasă. Oricineva n-a putut să-și... A refuzat iubirea pentru că are mult... A refuzat o iubire aici. Aici la 4 de cupe. A refuzat o iubire pentru că are multe probleme în viață. O mamă, o soție, o femeie, o relație karmică, energie feminină, mă special, foarte materialistă. Nu știu dacă vine, pleacă, dar când vorbește, are și alte scopuri. Nu doar adevărul. Scopul este să aibă bani, eventual. Of, Doamne. Și nu-mi place să vorbesc despre așa ceva. 10 de bâte în acest moment. Ce reușiți să faceți 10 de bâte? Vă apasă. E de la început. Asta este. Pe această balanță apasă. Uite, blocaje. 10 de bâte. Of. Deja simt așa. Iau. Asul de cupe. Ah, ce frumos. Am zis că apare iubirea în viața. În viața celui care se simte, celui sau celei care se simte apăsată de aceste responsabilități de familie, de soț, soție, mame, mătuși, rude, verișoare,
care au doar interes pentru bani. Interesant, aici regina de spade poate să reprezinte o avocată sau un avocat, avocată să zic. Și aici se ia decizia. Independență sau eu știu ce, dacă vrei independență trebuie să dai bani pentru un copil, ceva de genul ăsta, copil, independență, alegeri. Sunt mai multe variante care îmi vin acum. Uf. Dar interesant că apare magicianul, se dorește manifestarea unei noi iubiri, să vă vindecați de toate aceste apăsări. Nu știu acum unde sunteți voi, aici, acolo, dar totuși am vorbit despre aici cineva care este în plină karmă, în plină karmă. Și și-a refuzat iubirea, asul de cupe a venit totuși. A refuzat iubirea pentru că apasă niște secrete care țin de familie, de bani, de contracte. Bă, ce nu-mi place. Dar e frumos că a venit asul de cupe peste 10 de bute. Ideea este că mai apasă și această dragoste, dar asta nu apasă, dar aș spune că e picătura aia care umple paharul. Dar dacă până acum paharul a fost plin cu supărări, e picătura aia care vă fac să realizați că se poate și altfel. Ori să vă vindecați pe cont propriu, că am văzut independență, chiar dacă vă pierdeți oarecum stabilitatea și aveți mult de construit, aveți o strategie întreagă de pus la punct ca să vă refaceți finanțele și stabilitatea, ca să manifestați vindecare, dragoste, pasiune. Aveți în spate! O energie feminină foarte puternică. Care vă poate ajuta. Această energie feminină, nu pot să dau atâtea exemple, pentru că variază de la om la om. Variază de la om la om. Da. Vedeți, aceasta vă ajută să treceți peste blocaje, blocajele și conflictele care vin în calea fericirii voastre. V-ați întâlnit persoane, uite, regele de spade, geme în balanță, vărsător, iar regele, regina de spade. Deci v-ați întâlnit perechea care vă scoate prin vibrația sa înaltă din stresul ăsta, dar vă scoate, însă ați refuzat-o. Unii dintre voi ați refuzat-o. Eu las aici că nu mai vreau să mai clarific. Deja e frumos. Vreau să termin în termeni frumoși în acest moment. Dacă vreți să vă separați de această familie, sunteți conștienți că o să vă pierdeți. Dar e logic. Și mie mi s-a întâmplat, vă zic, din experiență. Da? E un pic greu la început, o perioadă, niște ani, un an, niște ani poate chiar. Dar merită. Merită efortul. Oh. Aici, steaua roată norocului, faeton, uitați-vă și voi, magicianul, regina de bute, împărăteasa. Vedeți? Sunt lucruri încă nemanifestate, urmează odată cu această dragoste. Dacă acceptați dragostea, știți voi despre ce dragoste, trebuie să intuiți, aici intuiția, marea preoteasă. Lângă justiție, lângă balanță. Aici este balanța. Cântăriți, nu refuzați înainte să cântăriți. Patru de cupe, eu mă refuz. Nu refuzați înainte să cântăriți. Intuiția vă spune că va fi și dragoste. Nu vor fi numai relații de genul ăsta pe care le-ați trăit până acum, care vă țin și vă epuizează. Vă țin pe loc și vă epuizează. Da? Apasă pe cântar. Va apăsa pe cântar și această dragoste sacră. Dacă îi dați șansa, sau până la dragoste, în primul rând să fie dragoste față de voi, vindecarea voastră. Eu vă doresc succes, pentru că sunt semnale că cine vrea să se elibereze de aceste greutăți, își poate găsi, dragii mei, roata norocului, steaua și faetonul, băi!
Dar sunteți inspirați, sunteți ghidați și prin vise și prin prezența cuiva. Mm-hmm. În timp ce vorbesc, iaute. Fiți corecți, fiți cinstiți, fiți deschiși. Cu cine trebuie, evident, nu cu cei care v-au rănit. Nu, cu cine trebuie, nu fiți cu cei care nu merită. Nu fiți nedrepti cu cei care vă duc dragoste și vindecare și speranță. Nu fiți ursus cu ei, fiți cu ceilalți. Mesaje de la îngeri. Asta vrea să vină? Get to know each other. Da? 44. Doi oameni foarte puternici. Ia uite, am zis, aveți de ales între o familie, da, ok, familie înseamnă foarte multe, neamuri sau căsătorie, sau bani, da? Doi de pute, și un cuplu foarte puternic. E cineva, am zis, ia uite aici, regina de bâte și împărăteasa. Magicianul vă poate ajuta să depășiți, repet, blocajele și conflictele care stau în calea fericirii voastre. Cavalerul de aute. Da. Regele de spade. Care o-i fi? Sau regina de spade? Ce o-i fi? Persoană logică. Acum descoperi dragostea și dă-i iubirii șansă. Get to know each other. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Învățați să aflați sau dați-vă timp să aflați ce aveți nevoie în dragoste, pentru că fiecare are nevoi diferite, da? Unul are nevoie de anumite gesturi, de îmbrățișări, altul are nevoie de cuvinte. Dar fără obsesii pe finanțe, cum a fost în trecut, că ați avut oameni care v-au, nu știu pentru cine vorbesc, dar cineva a avut în trecut oameni care i-a folosit pentru banii. Însă, aveți 4 și cu 4, 8, da? Puteți să faceți bani împreună. No problem. Dar pentru asta trebuie să vă cunoașteți și să vă dați șansă dragostei, nu greutăților. Dragostea? Like attracts like, da? Dragostea, simpatia atrage simpatie. Dați-mi like-uri! Vă doresc dragoste. Mai, deci aici m-a apăsat. Vă doresc dragoste, dragii mei. Vă doresc dragoste, vindecare. Și să vă schimbați energia, nu știu pentru cine iau de aici, ceva apasă. Dați lucruri. Uf, uf, uf. Oleu, 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 oleu. Mă bucur că s-a terminat cu nas de cupe. Nici nu vreau să-l mai clarific, că e prea frumos. Și nu ar prefer să las așa suspansul în zona frumosului. Oh, what the shit! Ce energie! Numărul 3. Stai să curăț cărțile. Wow, 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 nu fugi! Cei care ați ales numărul 3, hai să vedem ce... Care e situația pe care o trăiți? Dar, dați-mi voie. Am deschis la karma, iar sper că n-aveți și voi probleme. Hai să ne vedem. Să amestec un pic cărțile, dați-mi timp. Hai să vedem ce e aici, să vorbim. Ia uite, 6 de monede. Teoretic ar trebui să oferiți reciprocitate, să primiți, eu știu, să primiți ajutor financiar. Regina de cupe. De cupe. E o tăcere de care încercați să vă detașați emoțional. 8 de cupe merge către, da? Încă o cupă, către 9. Lăsați în urmă tăcerile și regăsiți-vă pe voi. Și în momentul în care vă regăsiți pe voi, veți primi ce meritați. Relații echilibrate. Poate chiar și ajutor financiar, poate mai multe. Hai să vedem. Numărul 3. Situație pe care o trăiesc, relat, ce-o fi, o dată, de două ori, trei ori. Ah, ceva s-a răsucit. E lumea. Asul de cupe și lumea. Ați încheiat o iubire?
Sau deschideți unul capitol. E o iubire la distanță? Hai să vedem. Mai amestec o dată. De două ori. De trei ori. Teoretic ar trebui să fiți voi aici, dar puteți să schimbați pozițiile voi. Energia voastră și energia lor. Vedeți cărțile, o să dau aici mai aproape, da? Energia voastră, energia lor. Puteți să inversați. Ce simt ei pentru voi, ce simțiți voi pentru ei, da? Trecut, prezent, viitor, aproximativ și ce reușiți să faceți. Puterea, interesant, și-a apărut și justiția în timp ce amestecam. Sper să nu semene cu numărul 2. Dar aveți conflicte cu care trebuie să vă luptați. 5 de bâte și puterea. Aveți oameni cu care vă luptați. Judecata, interesant. Cineva încearcă să se împace cu voi? Da, așa împăcare cu bâte nu prea merge, nu știu. Sau poate... Poate, vedem. Hai să vedem. Ce simțiți voi 9 de cupe? Emoții. Plăcute. Ce simtei turnul? O să clarificăm. Separare? Trezire? Vedem. Situație. Foarte opuși sunteți. Ei trec prin mari transformări, viața li se zdruncină. Poate v-ați separat voi de ei și voi vă simțiți bine și ei suportă karma, că tot am văzut justiția. Ce simt ei față de voi? Asul de cupe. Oh, se trezesc la o nouă dragoste. Ce simțiți voi față de ei? Zici nu, hai pardon, 7 de bâte. Trebuie să pierzi ca să-ți dai seama că ai iubit? Și totuși 9 și cu 1, 10. Dar, o fi prea târziu? Nu știu. Hai să clarificăm 9 de cupe. Sau poate că ei s-au îndrăgostit într-un mod neașteptat. Hai să clarificăm. Clarificăm 9 de cupe pentru numărul 3. Moartea. Nouă de spade. Clarificăm 9 de cupe. Da, nu mai vreți să suferiți, nu mai vreți să plângeți, nu mai vreți să vă îngrijorați și să pierdeți nopțile. Vreți să puneți capăt acestui stres și să vă iubiți pe voi înșivă, pentru că nu meritați aceste probleme. Poate ați avut probleme de sănătate și începeți să vă simțiți mai bine. Ar fi minunat. Ia, mai dăm o carte. Asul de bâte, da. Da. Deci vreți să puneți capăt stresului? Asul de bâte. Să vă bucurați de viață. Poate că tocmai ați trecut prin niște situații dramatice. Nu știu dacă cu acest personaj sau cu alt personaj. Dar începe să vă iubiți pe voi, să simțiți vitalitate și poate un nou proiect va atrage atenția, poate o nouă pasiune va atrage atenția. Ar putea să fie ceva nou pentru că văd că față de acest personaj aveți o oarecare atitudine defensivă. Ar putea, voi știți. Dar o să clarificăm energia lor. Clarificăm turnul. Spânzuratul, temperanța, valetul de cupe. Lucrurile astea au stat pe loc până sau până s-a produs separarea, ruptura. A stat în cap acest personaj sau a stat pe loc, inactiv, până s-a rupt, eu știu, funia, pomul, turnul, da? Acum ar vrea să-și ceară scuze și să se împace? Posibil. Că simte dragoste? Dar vrea să manifeste ceva nou? Hai să vedem. Voi, 7 de bâte. Stai, nu așa. Ordonat, vă rog frumos, 7 de bâte.
Ce simțiți voi față de ei? Știți că trebuie să aveți niște granițe personale. Să stabiliți eventual niște reguli. Să vorbiți așa mai din pragul ușii sau din curte pe stradă sau, eu știu, de la balcon până, eu știu, jos la intrarea blocului. Cu alte cuvinte, nu-i primiți chiar cu brațele deschise. 3 de bâte. Încă o carte pe 7 de bâte. Ia uite, regele de monede. Pentru că așteptați ca acest personaj să fie stabil, probabil că n-a fost, da? N-a avut consistență, așteptați consistență, așteptați maturitate. Și probabil că, da? N-a venit maturitatea. Dragostea a fost, astfel de cupe este și din partea voastră. Probabil că l-ați oferit și a fost refuzat. Și acum, eu știu, nu păstrați ranchiună, dar așteptați stabilitate, așteptați consistență, susținere reală. Îmi mai dăm o carte. Pentru că văd că au fost aici stagnare. Avem o carte pe 7 de bâte. O atitudine realistă l-a spânzurat, poate că a visat, eu știu, dar n-a făcut nimic concret. Avem o carte pe 7 de bâte. Ia uite, turnul extraordinar. Asta simțiți. Ia uite, 10 de monede și turnul. Peste regele de monede. Mai nu știu dacă ați fost căsătoriți cu ei și vi s-a părut că ați făcut prea multe sacrificii. Eu știu ce. Ia dăm și pe asul de cupe. Asul de cupe, clarificăm asul de cupe. Ei țin în continuare la voi, nu? Asul de cupe, 4 de bâte. Și vor să vină, nu? Regele de cupe și regele de spade. Ce simt ei față de voi? Simt dragoste, na? Asul de cupe. Ce să zic dacă ăsta e? Țin la voi și vor să vină înspre voi. Mai dăm o carte. Asul de cupe. Pe asul de cupe. Posibil să dorească să ofere reciprocitate. În trecut, 2 de monede. Ați fost între două situații, unul dintre voi. A trebuit să alegeți. Într-o relație statică și una dinamică. În prezent, 5 de cupe. La câte turnuri sunt aici? Există lacrimi, decepții. Clarificăm 2 de bâte. Clarificăm 2 de bâte. Pentru numărul 3.
Ia uite, 2 de bâte. A fost clarificat cu 2 de bâte. Într-o găsiți și 4 de bâte. Da, asta e. Când ai de face cu flacăra geamănă, toată viața ta ți se dărâmă. Interesant că a apărut și la voi turnul, nu doar la ei. Vedeți? Roata nouă, o întâlnire de destin. O întâlnire de destin care vă pune să alegeți între relațiile convenționale și relație neconvențională. Sau n-a vă restructura viața, relația, deși eu cred că e altă, e altă relație. Cred că lăsați voi în urmă și ei și voi lăsați în urmă niște situații. 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. În prezent, situația din prezent. 5 de cupe, vă este dor unul de celălalt. Dacă e și separare, vă este dor. Eventual, așteptați și voi să vină într-un mod neașteptat implicarea, reconstrucția, ce aș putea să zic? Dar e o atitudine defensivă. Știți voi de ce? 5 de cupe, clarificăm 5 de cupe în prezent. Sper că n-ați avut un accident cât a fost Mercur retrograd. Da? 3 de, de monede. Da. Mai dăm. Asul de spade. Am văzut diavolul. Trebuie renunțat la o atitudine toxică, la niște legături karmice. Mai dăm 5 de cupe. De cupe. Da. Văd. Multe cărți. Asta a vrut o special să arate. Unul vrea să construiască, celălalt vrea să se detașeze, să se ducă, se duce către nou. Am văzut aici. Cred că sunteți voi. Fiecare înțelege situația, adevărul este diferit. Aici este o latură, aici este altă latură. Vedeți, aici este o latură luminoasă, aici este o latură în umbră. Ambele conțin un adevăr, da? Același adevăr, cu mai multe fațete, da? Fiecare vede adevărul din anumită perspectivă. Unul vrea să construiască, celălalt vrea să se detașeze. În prezent sunt lacrimi. În viitor, doi de spade. Iar trebuie să alegeți, să blocați trecutul eventual ca să reconstruiți viitorul. Dar cum reconstruiți viitorul? Că unul nu vrea, celălalt vrea. Ia uite, celălalt vrea, unul nu vrea să construiască viitorul. Doi de spade. Clarificăm doi de spade în viitor. Dăm și mie două părți. Șase de spade. Trebuie să lăsați apele în tulburi în spate. Dacă vrei să reconstruiești ceva, dacă nu, unul clar se va duce aici. De cred... Nu știu ce să zic. Faetonul e și aici, călătorie către reciprocitate, către dragoste. Și aici e o călătorie, șase de bâte către o nouă pasiune. Eu știu ce să zic.
Mai dăm o carte. Unul ar vrea să se împace, dar... Nu știu cât vrea celălalt. Nu știu cât vrea celălalt. Mai dăm o carte pe doi de spade. Oh, două. Ok. Magicianul și împăratul. Deci să fie clar. Unul dintre voi vrea să-și manifeste bărbatul divin. Punct. Cum îl manifestă? E o altă poveste. Ar trebui să vorbim ori în șir despre cum se manifestă bărbatul sau femeia divină în funcție de stadiul în care sunteți. Dacă vreți să manifestați stabilitate în această relație, trebuie să lăsați în urmă trecutul, asta e clar. Dar, repet, unul este prea tradițional. Am senzația că din viziunea celui de care e aici, 9 de cupe și 7 de bâte, pentru voi, celălalt a fost prea tradițional. Regele de monede seamănă cu împăratul, da? Și vine turnul. Ați așteptat altceva din partea acestui personaj care a stat pe loc în tradiții, probabil. Dar separarea dintre voi ar trebui să-l trezească la spiritualitate, la nouă dragoste. Îndrăgostiții. Interesant. Iar alegeri. În prezent, alegeri. Iar revin la ce am zis mai devreme. Posibil că situația dintre voi, care este ea, eu știu, voi știți mai bine că citesc pentru multe persoane, nu e talare personală, apare doi de bâte de două ori și voi trebuie să alegeți și ei trebuie să aleagă, cu alte cuvinte, da? Îndrăgostiți de două ori. Iar alegeri din partea voastră și din partea lor. Doi de spade, iar. Trebuie să blocați trecutul ca să puteți manifesta stabilitate. Autoritate, autonomia voastră poate, dar vorbim totuși de o relație, da? Posibil unii dintre voi cu aceste trăsnete și turnuri și dragoste și pasiune și îndrăgostiți și cu patru de bâte să vă fi întâlnit flacăra geamănă care v-a dărâmat, v-a răsturnat întreaga viață sau invers, voi le-ați răsturnat lor întreaga viață, stabilă de altfel până atunci, tradițională. Politică e corectă? Mă mai alin și eu. Mă obosesc, iaute. Vorbeam de tradiționalism, iaute. Regina de monede și iaute. Și băi, cum îi spune că îmi scap acum, marele preot, da? Mama, soția, da? Dar cu decepții. Cu decepții. Cu suferință. Clarificăm îndrăgostiții acum. În acest moment. Există dragoste, există tentație. A cui este tentația? Nu știu. Lumea. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Lumea înseamnă foarte mult. Trebuie să încheiați un capitol și să îndrăzniți eventual, să explorați dragostea, viața, relațiile, diferite spații, locații, să explorați viața în următorul capitol. Numai explorând puteți să creșteți din punct de vedere și spiritual și, nu știu, ca înțelepciune, ca vibrație, nu? Stând pe loc nu crești. Mai dăm o carte pentru îndrăgostiți. Lumea, cavalerul de bâte și mai ce? Poate să fie o pasiune la distanță pentru unii dintre voi. Să vă fi îndrăgostit la distanță de cineva. Regina de bâte. Și judecata. Da.
de aici vrea să se împace cu voi, doamnelor, să simtă în continuare pasiune față de voi, da? Două bâte, da? Două bâte. Două bâte, da? Și să vrea să se ridice la un anumit nivel. În acest nou capitol, în această, da? Nou capitol în iubirea dintre voi, în relația dintre voi. Să manifeste stabilitate, eventual, în relația cu voi, să vă cucerească, rămâne de văzut. Dar se dorește manifestarea stabilității, probabil energia masculină ar putea să se trezească la o nouă realitate, la dorința de a-și împlini, într-adevăr, destinul, da? De a oferi reciprocitate în această iubire, asta înseamnă să vă cucerească, nu? Voi știți. Dacă a apărut dar cred că știți. Dacă a fost cândva altă persoană, voi știți deja. Însă, în prezent, vedeți voi, în prezent aici e situația. Unul vrea să plece, altul vrea să construiască. Hai mă dăm o carte pe 8 de cupe. Dăm o carte pe 8 de cupe. Are opțiuni. Celălalt care vrea să plece din poveste are opțiuni. Și are o opțiune în suflet pereche. Poate voi vreți să mergeți înspre? Da? Poate voi vreți să încheiați capitolul cu o flacără geamănă și să mergeți către sufletul vostru pereche. Da? Se poate. Unul dintre voi merge către ceva nou. Celălalt posibil să încerce să se vindece, să mai lucreze, să mai încerce să mai lucreze relația la un moment dat. Cât permiteți voi să încerce să vă cucerească? Asta e. Dacă n-a încercat, atunci încearcă acum. Eu știu ce s-a mai întâmplat și eu știu cu oamenii. Da? E bine, când cineva se trezește, e bine. Măcar așa de experiment. Că până nu încerci, n-ai de unde să știi dacă poți. Pentru că am zis, în viitor se vrea manifestarea stabilității. Poate că acum mergeți înspre un suflet pereche și o să reveniți la un moment dat și spre flacăra geamănă cândva. În timp. Într-un timp. N-am stabilit timpul. În general, astea temporare țin de câteva luni. Dar pot interveni surprize divine și liberul vostru arbitru, evident, care se schimbă din minut în minut. Mesaje de la îngeri pentru numărul 3. Aștept comentariile, poveștile, să știu ce faceți, lăsați în urmă și vă duceți către altcineva, vă împăcați, ce vești mai aveți despre persoanele din viața voastră. Mesaje de la îngeraș pentru numărul 3. Haideți. Hai. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, relații karmice. Relații karmice. Mai dăm încă o carte. Și încetiniți un pic. Da? Încetiniți un pic. Priviți la puterea voastră interioară. Numărul 11, iar. Chiar dacă sufletul pereche, flacăra geamănă, încă nu este, poate că vă gândiți, voi știți. Voi știți. Dar aici sunt niște șabloane relaționale.
Poate că proiectați din șabloanele trecutului pe această relație, poate. Eu știu ce-o fi. Dar este o relație cu, în acest moment, cu multe zdruncinături, trăsnete, treziri. Cam atât, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!